Se aude, da. Stimați membri ai Academiei, stimați cercetători științifici, bună ziua! Astăzi avem prezentarea unei cărți foarte și foarte interesante, The Great Encyclopedia of Bessarabian Jews. Autorul este domnul Denis Roșca. Vreau să vă atrag atenția că domnul Denis Roșca este activ de cursul ultimilor ani, vine cu volume enciclopedice, aș spune eu, dar mai întâi permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei vicepreședinte să vină cu câteva informații despre domnul Denis Roșca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îl cunoaștem pe domnul Denis Roșca s-a manifestat încă din anul 2016 în calitate de câștigător al concursului european al cercetătorilor Science Slam din Moldova, în același an devenind omul anului menționat de televiziunea națională. Este autorul cărții de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, o enciclopedie foarte frumos editată, care conține 1800 de biografii ale personalităților marcante. Deci, în prezent, este doctorand în economie la Universitatea Constantin Stere. Și, deci, astăzi ne va prezenta, după cum a menționat domnul președinte, o nouă realizare a dumnealui, deci Marea Enciclopedie a Evreilor din Basarabia, un volum editat foarte frumos, foarte bine ilustrat, foarte bine îngrijit. Sper că fiecare, deci, din cei care vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu acest volum, vor găsi multe elemente și biografii de-a dreptul surprinzătoare și neașteptate. Mulțumesc! Onorată asistență, vreau să vă atrag atenția la faptul că domnul Denis Roșca a identificat personalități notorii pe diferite continente și chiar cu unele personalități am reușit să luăm legătura și iată, în decursul ultimilor 2 ani sau 2 jumate, noi am avut o serie de prelegeri prezentate de mai mulți laureați ai Premiului Nobel și iată, 2 dintre acei laureați au fost identificați de domnul Denis Roșca și ultimul din acei doi, da, primul a fost Randy Schenkman, care deci cu ajutorul dumnealui noi l-am identificat, și al doilea laureat a fost Rocher din Franța, iarăși care l-am identificat și l-am implicat chiar în deci, evenimentele noastre. Ultimul eveniment a fost la 24 mai, când am organizat conferința internațională Platformă Europeană pentru Pace. Și domnul Roșea a venit cu o luare de cuvânt foarte și foarte pertinentă, interesantă. Noi l-am rugat pe domnul Denis Roșca să vină cu o mică informație referitor la acest volum, să scoată în evidență așa cele mai impresionante, cele mai relevante personalități și după aceea noi vom reveni la câteva luări de cuvânt. Doamna vicepreședinte, vă rog să preluați mai departe, deci să conduceți cu acest eveniment.
Mulțumesc. Acum are cuvânt domnul Denis Roșca. Vă rugăm. Bună ziua, onorată asistență. Eu am o deosebită plăcere să vorbesc în cadrul Academiei de Științe. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea care aveți față de această lucrare. Doamna vicepreședinte, vă mulțumesc dumneavoastră. Onorați asistență, eu am studiat mult și inclusiv biografiile la toți membrii Academiei de Științe. Eu mă bucur că trăiesc în Republica Moldova și astfel de invenții și astfel de realizări se creează de țara noastră. Eu, este vorba, Marea Enciclopedie Evreilor din Moldova, este o creație, după mine este o bază de date, de resurse umane, care, oameni care consideră Republica Moldova casa lor și aș propune noi să începem o comunicare mult mai strânsă cu aceste persoane, deoarece ei se autoidentifică fiind basarabeni moldoveni și doresc să se implice, să dezvolte lumea. Am selectat câteva biografii, vorbesc de nici 3% din oamenii din carte, câteva biografii interesante, am avut de ales formatul, bineînțeles că am pus accentul pe componenta științifică pentru a crea noi poduri de colaborare pe diferite sectoare, dar totodată am lăsat loc și pentru alte categorii, pentru a să nu crea impresii că este monotonă chiar cartea. Marea Enciclopedie a Evreilor din Basarabia găsește biografii interesante pe tot globul pământesc, chiar și în Australia, chiar și în Noua Zeelandă, în Peru, America de Nord, America de Sud, tot continentul european, în continentul asiatic. Și o să vorbesc despre câteva biografii care o să vă schimbe percepția despre aportul care l-au aduc oamenii noștri pe tot globul. O să încep cu laureații premiului Nobel, Sol Perlmutter, care bunelul său este din Florești, este om care se mândrește cu apartenența, că este basarabean. El a fost declarat câștigător al premiului Nobel în anul 2011, deoarece împreună cu echipa sa au explicat evoluția accelerată a Universului studiind supernovele. Și deci, fiind membru Academiei de Științe din America, el este membru titular Academiei de Arte și Știință. Acest om, necădând la asta, vorbește despre rădăcinile sale, el se mândrește cu faptul că Basarabia este patria sa. O altă persoană interesantă este Serghei Iershanzon, ambii părinții săi sunt din Chișinău, tatăl său chiar a fost președintele unui scriitorilor din Rusia. Biografia lui este impresionantă din câteva momente. De ce? El este omul care, de toți oamenii de știință din Rusia, este considerat că a fost nedreptățit, dar acest om de 3 ori nu a luat premiul Nobel dintr-un simplu motiv, deoarece în perioada anilor 30-40, în Uniunea Sovietică era loc persecutarea geneticienilor, ei erau învinuiți că facă lăjăna ucă, știință falsă. Și dacă analizăm analizele făcute de jurnalul științific rus, am pus chiar link-ul de sub, o să găsiți ordinea invențiilor pe care le-a făcut Serghei Iershanzon, dar a fost nedreptățit, dosarele sale nu au fost examinate de către Comitetul Nobel. Însă, peste 6 ani, prima invenție a luat premiul Nobel, a doua invenție, peste 26 de ani a luat premiul Nobel, peste 40 de ani, a treia invenție a luat premiul Nobel. El fiind biolog de protecție, prima din ele a fost acțiunea mutagenică a ADN-ului asupra timusul la drozofilă, a doua fiind sinteza ADN-ului virusat pe o matrice RNA infectat. David Baltimore, care a luat premiul Nobel, el activând în afara Uniunii Sovietice, chiar a scris o scrisoare de recunoștință, spunând că, mă scuzați, eu nu am fost familiarizat cu munca dumneavoastră. A treia invenție, unde el are prioritate de publicare, înregistrare în arhivele Uniunii Sovietice, la fel, nu a fost examinat, dar peste 40 de ani, Barbara McClintock, exact aceeași descoperire a făcut-o, și-a luat premiul Nobel. Deci, cu alte cuvinte, acest om cu sânge basarabean, care se identifică a fi basarabean, de 3 ori merita premiul Nobel. Da, știința este bine că omul face astfel de descoperiri și este bine că omul capătă și recunoștință din partea comunității datorită acest lucru. O altă persoană interesantă este Boris Efrusi, care se trage la fel din Basarabia. El este omul care a participat activ tot în domeniul biologiei, a creat operații la drozofile,
Însă, dintr-o greșeală mecanică, în momentul în care s-a completat dosarul pentru premiul Nobel, numele său nu a fost inclus în lista inventatorilor. Colegul său, Tatum, care a luat premiul Nobel pentru această descoperire, la fiecare conferință vorbea despre faptul că este o eroare și Boris Efruz trebuia să fie nominalizat de asemenea. Dacă o să căutăm pe internet, o să găsim articole numeroase prin care se spune academicianul care a ratat premiul Nobel dintr-o greșeală mecanică. Asta înseamnă că nu, dar asta nu îi micșorează din importanță. El s-a remarcat prin faptul că a fost profesorul lui Jacques Monod, care a luat premiul Nobel în anul 1965. Randy Shackman, despre care am vorbit mai des, este omul care chiar pe site-ul premiului Nobel, nobelprize.org, vorbește despre buniei săi din Basarabia. Este un medic de excepție, premiul Nobel în anul 2013. De excepție, câteva lucruri îl fac, pe lângă faptul că are descoperirile, este un om cu inimă mare, deoarece toți banii câștigați sub formă de premiu, de la premiul Nobel, el i-a donat universității pentru ca să se amenajeze laboratorul, să-și continue activitatea. Un alt lucru important caracteristic lui Randy Shackman este faptul că el se publică doar în reviste gratuite, pentru că spune că revistele cu plată limitează accesul oamenilor la știință și într-o oarecare măsură el blochează progresul pentru alte categorii de oameni de știință care au nevoie de aceste cercetări. Cu plăcere îl așteptăm pe domnul Randy Shackman în Republica Moldova, deoarece este dornic să vină să-și vadă casa buneilor din Lipcani. O altă persoană interesantă este Ralph Steinman. Tatăl său este din Basarabia, Isidor. El chiar este cel mai apropiat dintre toți laureații premiului Nobel, deoarece este a doua generație. Este omul care membru Academiei de Știință din Statele Unite, este omul care are la fel descoperiri în domeniul medicinii pentru în domeniul activării imunității înnăscute. Aportul său este exprimat în multe domenii, printre altele Ralph Steinman este un om de știință și în domeniul fizicii, nu doar a medicinii. El era multilateral dezvoltat. Serge Aroș, din Franța, este fizician, bunica din Basarabia, este în colaborare cu Republica Moldova și mă bucură. Eu aș dori să mai mulți oameni de știință cu rădăcini basarabene să înceapă colaborările și vom avea, mai devreme sau mai târziu, foarte multe proiecte comune, publicații în comun, schimb de experiență. Astfel are loc renașterea științei naționale prin contacte, până la urmă, orice proiect este pentru o bună comunicare între oameni. Dar mai ales dacă noi avem aceeași istorie, într-o oricare măsură avem aceleași stil de viață, aceleași dorință de a participa la dezvoltarea Republicii Moldova. Chiar dacă nu a luat premiul Nobel, Vera Rubin, am ținut să fac accentul pe această doamnă. Mama doamnei este din Moldova. Nu este, doamna Vera Rubin este specialist foarte bun, deoarece Academia de Știință în domeniul astrologiei, Societatea de Astronomie din America, i-a acordat medalia de aur. Dar timp de 115 ani nu s-a dat niciun premiu Nobel pentru fizică la doamne. Este o statistică doar. Chiar dacă are două descoperiri la nivel de astronomie care au schimbat toată percepția referitor la astronomie pe glob și toate cărțile din domeniu a fost nevoie să fie rescrisă, prima din ele fiind mișcarea unghiulară a galaxiei, deci tot ce a fost învățat a fost nevoie să fie ajustat conform noilor descoperiri. A doua descoperire este legată de existența materiei întunecate, doamna a explicat-o, deoarece legile fizicii în cosmos nu sunt exact aceleași care sunt pe Pământ. Anumite planete se atrag, chiar dacă nu ar trebui, cu anumite intensitate, anumite stele se învârtesc mai rapid, chiar dacă nu ar trebui cu această viteză. Este din cauza existenței materiei întunecate. Doamna le-a demonstrat, premiul Nobel nu l-a observat, dar practic toată comunitatea din domeniul astronomiei, în oricare publicație, accentua faptul că doamna era cazul să-i fie acordat, deoarece asta este schimbat. Nu o să criticăm sau să ne expunem este bine sau rău, dar am insistat să spun că astfel de descoperiri care au schimbat tot ce înseamnă astronomia au fost create despre o doamnă care se autoidentifică a fi basarabeancă
Și fiți sigur, în cazul în care exista, se cunoștea despre doamnă sau se începea un anumit comunicare, eu sunt sigur că erau să fie și anumite progrese în domeniul colaborării, care era să pună pe pas pozitiv, pentru o imagine pozitivă, inclusiv Republica Moldova. Richard Grimblat, bunelul său este din Soroca, este fondatorul comunității de hackeri de pe glob, este profesor la MIT, este creatorul jocului de șah, care prin bază de inteligență artificială a jucat inclusiv împotriva campionului mondial Robert Fischer, este omul care a influențat pozitiv tot ce înseamnă știință ale calculatorului, respectiv este o nouă punte prin care Republica Moldova, institutele de specialitate sau universitățile ar găsi un mecanism de comunicare cu astfel de persoane. Eu m-aș bucura foarte mult dacă inclusiv cartea despre care vorbim sau prezentarea de azi ar ajuta multe, multe istorii de viață în a-și organiza altfel cariera doar prin noi puncte de contact. Steven Pinker. Mai mulți ani el este considerat unul din cei mai influenți 100 de oameni de pe glob, chiar dacă asta este vorba de diferite jurnale științifice, îl încadrează, deoarece gândirea sa filosofică și modul de abordare a situației, de fapt, influențează factorii decizii pe plan global, privind necesitatea unor astfel de decizii, scrie foarte multe cărți și chiar este unul din cei mai deștepți oameni de pe glob, care la fel se autoidentifică ca fiind din Moldova, Basarabia, cu rădăcini. Acest lucru îl putem ușor găsi chiar și prin internet. Vorbește despre rădăcinile sale. În unele cazuri, mulți din Moldova au tendința să spună că ei sunt departe. Însă, situația este invers. Ținând cont că o bună parte din aceste persoane sunt în comunicare, ei consideri rădăcinile lor, vorbim de câteva sute de ani, ca fiind în Basarabia. Rădăcinile lor în America sau în altă țară, ei nu le găsesc și se identifică fiind basarabeni. Și până la urmă, dacă bunielul este emigrat de aici și ai copilărit și ai văzut bunielul, multe lucruri foarte pozitive despre țară poți să afle chiar din prima sursă. Ximena Bronfman este din Chile, pentru că în America Latină, în general, au emigrat foarte mulți oameni. La ziua de azi, eu aș risca să spun că sunt descendență de a doua, a treia, a patra generație, circa 500.000 de oameni. Inclusiv în Argentina găsim chiar și o autonomie care se numește Bassa del Basso, Bassa vine de la Basarabia, bineînțeles, creată de evrei basarabeni, dar Ximena Bronfman face parte dintr-o dinastie foarte influentă din Chile. O bună parte din capitala Chile, Santiago, a fost construită de către frații Bronfman. Tatăl doamnei chiar a fost președintele Uniunii Constructorilor din Chile, au construit clădiri întregi, sunt foarte importanți în domeniu, întreagă dinastie, în plus o altă ramură a familiei, tot dinastia Bronfman, au luat ramura științei, sunt inclusiv profesori și în Franța din această dinastie. Am insistat să o pun pe Ximena Bronfman, dar ce a ajuns viceministru în Chile. Dar dacă luăm în America Latină, noi o să găsim trei miniștri în Chile, alte trei persoane, dar nu a fost viceministru. Găsim în Brazilia doi miniștri. Găsim în Argentina doi miniștri, inclusiv un ministru care este chiar în ziua de azi și care doi ani în urmă a fost la Telenești, la casa părinților săi. Sunt multe alte istorii importante, și în factor administrativ, și în domeniul social, și în domeniul mass media, în domeniul artelor, în America Latină. Mihail Postan este unicul cetățean al Republicii Moldova, unul om născut în țara noastră, care a obținut titlul de Sir la Casa Regală din Marea Britanie. Este omul care a stat la bazele creierii istoriei economice, a scris foarte multe cărți în domeniu și a fost chiar o somitate în mediul academic britanic. Titlul de tir îți dă foarte multe privilegii. Unul din ele este
accesul direct la suveran. Deci un om din Basarabia avea acces direct la regina Marii Britanii și acest lucru este laudabil, deoarece tot asta a făcut doar prin forțele proprii, doar prin capacitatea de comunicare, doar prin știința, potențialul științific pe care îl ducea. Și asta ne dă speranța că totuși țara noastră are un potențial enorm, nevalorificat și la care noi trebuie să fiecare de noi să contribuie pentru ca să o facem mai bun și să readucem acea energie creatoare care este caracteristic tot timpul. Lea Rusovski, doamna strage cu rădăcinile din Telenești, vicepreședinte a Universității Harvard, cea mai puternică universitate de pe glob, din anul 2013 până în anul 2019, timp de 6 ani. Doamna este, face parte dintr-o dinastie de oameni de știință și doamna la fel vorbește despre apartenență la neamul basarabian și noi cred că ar fi bine să intensificăm colaborările la astfel de nivel, inclusiv științific, dar și la nivel de administrativ, pentru a valorifica maximal oportunitățile care există pentru Europa de Est sau în care s-ar încadra Republica Moldova, pentru studenții noștri sau domeniul de predare sau accesul la biblioteci sau parteneriatele existente, pentru că după mine trebuie să fii printre cei mai buni pentru ca să obții rezultatele mult mai rapid care sunt planificate. Jeremy Stone, rădăcinile sale vin din Râșcani, în general toată dinastia Stone este plină de oameni de valoare în Statele Unite, fratele său a fost în top 10 cei mai influenți oameni din domeniul ecologiei. Jeremy Stone a fost președintele Federației Oamenilor de Știință Americani timp de 30 de ani. El a fost prezent practic la toate negocierile alături de președintele Statelor Unite în perioada războiului rece. În momentul în care el a lansat inițiativa și aparține privind dezarmarea colectivă a țărilor pentru a preveni riscuri de război, inițiativa lui a fost susținută de 57 laureați a premiului Nobel. Deci, iarăși un om cu rădăcini de la noi, un om care se identifică fiind basarabean, a influențat istoria omenirii, dar bineînțeles că o bună parte din noi nu a știut, doar ce nu s-a vorbit. Însă eu cred că este cazul să găsim persoanele care mai sunt în viață sau apropiat de acest domeniu și să restabilim comunicarea, deoarece astfel de experiență ea schimbă istoria. Oamenii schimbă lumea. Orice a fost creat pe lumea asta, au creat-o oamenii și este important și noi să fim partea unui proces de educație colectivă. Nathaniel Kleitman este născut în Moldova și am dorit să-l pun în caz doar ca să fie motivațional. Știința are efecte foarte pozitive, inclusiv pentru oamenii de știință. El fiind considerat părintele somnologiei mondiale, alături de studentul său Eugen Aserinski, este omul care a descoperit stadiul REM al somnului, Rapid Eye Movement. Dar este pozitivă știința însăși pentru oameni de știință, că el însăși prin vârsta sa a trăit 104 ani, a demonstrat că știința are și parte aplicativă. Un somn sănătos îți permite să trăiești mult. Și asta tot este îmbucurător că domnul Kleitman chiar este născut la Chișinău și este, bineînțeles că este, dacă este considerat părintele somnologiei, are un aport pozitiv asupra tot ce înseamnă știință pe plan mondial. S-a confirmat prin exemplu propriu că știința are aplicabilitate. Denis Gaițgori, născut la Chișinău, este om născut la noi, este profesor la Harvard, este în anul trecut a ajuns membru al Academiei de Știință din America, a luat în anul 2018 cel mai prestigios premiu în domeniul matematic pentru descoperirea lineară a teoremelor Lie. Deci, iarăși om născut aici, la care noi avem posibilitatea să negociem și în cazul în care există mecanisme în care studenții noștri să capătă o perfecționare suplimentară,
Eu cred că primul om la care ar fi cazul să apelăm, și sunt absolut sigur că va fi o deschidere din partea Domnului, ar fi chiar Denis Gaițbori, care cred că plăcere ar dori să contribuie și el în transmiterea cunoștințelor pe care le are. Jean-Al Golodriga, Căușeni, a intrat în top 50 cele mai influente femei din domeniul petrolului și gazelor. Doamna este vicepreședinte la compania Philips 66, care în Republica Moldova nu este, dar pe glob e unul din cei mai mari producători de petrol de pe glob. Și doamna, prin forțe proprii, bineînțeles că este și om de știință, dar și manager foarte bun, vizionar, a ajuns, fiind născut în Republica Moldova, să ajunge în top 50 de pe glob. După mine, asta este un rezultat foarte bun. Iarăși, știința combinată cu mediul de afaceri permite dezvoltarea, în cazul dat, datorită energeticii, datorită gazului și petrolului, evoluționează tot. Se micșorează costurile de producție, se valorifică la maxim timpul și alte beneficii. Robert Frințes este născut la Bălți și asta este omul, chiar istoria cărui chiar pe mulți nu se vine a crede. Cine este Robert Frințes? Este o manager de proiect la Apollo Mission Simulator. Înainte de zborul pe lună, s-a creat o cameră în care astronauții s-au antrenat în situații similare de parcă ar fi în cosmos. Managerul de proiect a fost din Bălți și primul absolvent al acestui proiect se numește Neil Armstrong, omul care a zburat pe lună. Deci, aportul direct a oamenilor din Basarabia, din Republica Moldova, asupra zborului pe lună, care este un eveniment din istoria mondială, este aportul direct a unui om de la noi, care este la moment încă în viață și cred că istoria sa de viață și bagajul de cunoștință pe care le are ar fi de interesul oricărui om, pentru că el astfel de istorie dau speranță că orice tânăr din Moldova care are dorința de deveni om de știință, dar undeva stă la îndoială că asta nu ar fi pentru el sau pentru o anumită etnie, astfel de istorie pur și simplu demonstrează faptul că dorința de cunoștință te duce la visele tale din copilărie. Stop. Mauricio Tolmaschi. Am ocazia să vorbesc chiar cu domnul, este fost ministru al energiei în Brazilia, la moment este președintele Oficiului de Cercetare a Energiei în Brazilia, este în top 300 persoane cele mai influente de pe glob din domeniul energiei. Tatăl său este din Basarabia, fratele domnului este directorul muzeului din São Paulo. La fel, o deschidere enormă din partea lor în comunicare, transmitere de informații, dorința de a căuta mai multe informații despre biografiile oamenilor din Moldova, cât mai multe informații. Eu văd o ușă deschisă larg pentru o anumită comunicare, în cazul dat în sectorul energiei. Eu sunt sigur că aportul domnului, expertiza domnului, colaborările ar contribui decisiv asupra independenței energetice a Republicii Moldova. Domnul este unul din specialiști și bineînțeles că Republica Moldova trebuie să comunice cu toate persoanele care au deschidere în acest domeniu. Jared Diamond. Îl vedeți, este domnul care este la cravată, alături este Bill Gates. Tatăl lui Jared Diamond este născut la Chișinău, este considerat părintele hematologiei pediatrice. Fiul, la fel, este un om de știință foarte influent pe glob, este considerat al nouălea cel mai deștept om pe glob, este biolog. Cărțile sale sunt permanent bestseller. El este mentorul lui Hariri, cunoaște așa un scriitor care a scris Sapiens. Deci, cu el se consultă marea majoritate a oamenilor importanți de pe glob în domeniul managementului social, în domeniul prevenirii unor epidemii, dar omul se identifică fiind basarabean.
Câteodată ar fi bine să ne închipuim astfel de situații, când fiecare din aceste persoane, de câteva ori pe an, să spună că eu sunt din Moldova. Doar impactul de imagine a Republicii Moldova ar crește enorm, totodată ar crește și numărul de turiști, deoarece mulți ar afla că există astfel de țară care este un centru de oameni deștepți. Jacques Broșu este, am avut ocazia să vorbesc cu domnul, este fost președinte al Senatului Belgian, este președinte al Federației Mondiale a Societăților de Neurochirurgie, ambii părinți ai săi sunt din Basarabia. Domnul chiar a fost câțiva ani în urmă în Republica Moldova, a vizitat inclusiv cetatea Sorocii, a fost la mai multe deplasări de serviciu. Și în domeniul neurochirurgiei ar fi încă un punct de sprijin, încă o persoană care ar putea contribui la dezvoltarea domeniului medical în Republica Moldova. La mine în prezentare au rămas note de multe puncte. Regina Barzilai. Doamna este născută la Chișinău. Este profesoară la MIT, unul din liderii de la MIT în domeniul inteligenței artificiale. Cel mai recent premiu pentru cercetare a fost de $1 milion, dar nu este unicul premiu. Și repet, este om născut la Chișinău. Este om care a capătat aceeași bază științifică ca majoritatea altor studenți. Asta vorbește despre o calitate foarte bună a sistemului educațional din Republica Moldova, fără să credem altor tipuri de insinuări. Robert Banninter nu este din domeniul științei, dar este om care a scris istoria Franței. El a ajuns ministru al Franței și este omul care a abolit pedeapsa cu moartea în Franța. Este omul care a ajuns ulterior președintele Curții Constituționale în Franța și actuala politică în domeniul migrației a Uniunii Europene este creația domnului. Deci, tatăl său, nu, ambii părinți sunt din Telenești și din Ocnița. Ambii părinți sunt din Basarabia. El chiar a fost în vizită în Republica Moldova. Este o notorietate în domeniul jurisprudenței. Recent, chiar și președintele Macron l-a premiat pentru faptul că a schimbat istoria țării. Andrei Grobocopatel. Dinastia Grobocopatel este în Argentina. Ei sunt cei mai mari producători de soia de pe glob. Deci, dinastia Grobocopatel produce cereale mai mult decât Republica Moldova grâu. O singură familie. Există forumul G20, pe care toți îl cunoaștem. Paralel cu asta are loc forumul W20, Women 20. Doamna Andreea Grobocopatel este reprezentanta Argentinii la forumul acesta și este copreședinte al acestui forum. Nu ne-a reușit să găsim în Chișinău, lângă SEM, sinagoga Grobocopatel, care este la moment iarăși nerestaurată, nefuncțională și vreau să cred că o să se găsească soluții pentru ca ea să fie reinclus în circuitul turistic, dar potențialul acestei familii cu cifre de afaceri de miliarde de dolari pe an ar deschide ușile deja pentru domeniul afacerilor, parteneriate moldo-argentiniene, ținând cont că există o anumită istorie comună. Și cheia succesului, bineînțeles, că tot timpul este comunicarea. David Geffen. El este om de afaceri. Averea domnului este, cumulativ este de 3 ori mai mare decât bugetul Republicii Moldova. Are 9 miliarde și ceva de dolari. Parcursul istoriei sale, Fundația David Geffen a donat peste 650 de milioane de dolari în diferite domenii, fie că este vorba de cercetare, artă și așa mai departe. Eu cred că asta este o oportunitate inclusiv pentru Republica Moldova în cazul în care se identifică care categorii de proiecte ar deveni prioritare
ar putea apela la astfel de resurse care sunt în liberă concurență, ținând cont că fondul există și permanent este suplinit, o bună comunicare ar fi cazul. Un lucru interesant despre David Givens, sau mai multe lucruri interesante, este că el a ajutat foarte multe talente din domeniul muzicii și cinematografiei să se autorealizeze foarte multe, mulți din ei cunoașteți chiar dumneavoastră. Domnul este în domeniul muzicii, a avut studio de înregistrare și distribuția discurilor și el este omul care l-a ajutat cel mai mult pe John Lennon după destrămarea Beatles. Și el este cofondator la compania DreamWorks. Cunoașteți, este un băiețel care de pe lună prinde cu undița. Alături de Steven Spielberg, este cofondator la această companie DreamWorks. Da, este un om de afaceri realizat. Care ar fi bine să-l readucem în Republica Moldova, să vedem dacă există anumite parteneriate. Nu exclude nimeni de noi că este posibil de creat filme în Republica Moldova și distribuite prin rețeaua la care are acces domnul. Sau anumiți talente din Moldova să se poată afirma prin aceste parteneriate. Vor avea de câștigat toți, inclusiv companiile sale, inclusiv talentele din Republica Moldova. Oportunitatea, ușa trebuie deschisă. Boris Katz este născut la Chișinău și am insistat să-l pun chiar pe domnul, deoarece unele lucruri care noi le folosim, eu vorbesc de sistemul de comunicare Siri din iPhone. Domnul în anii 90 a creat sistemul Start, care a stat la baza întrebări-răspunsuri în timpul zborului rachetelor în cosmos, în spațiu. Ulterior, acest sistem a fost inspirat de către de la acest sistem s-a inspirat compania Apple și a creat Siri. Și această informație foarte ușor dumneavoastră o puteți găsi pe site-ul oficial al Universității din Massachusetts, unde domnul își activează. Am dorit să iau și alte categorii de profesii care le veți regăsi în această carte. Sandra Annenberg, bunica sa este din Basarabia. Doamna a fost declarată cea mai bună jurnalistă din Brazilia 4 ani, timp de 4 ani, este foarte cunoscută. Acum deja are și premii în domeniul televiziunii prin internet, are mai multe premii. Tatăl doamnei este o figură foarte importantă în domeniul televiziunii, fiind chiar președintele Asociației Televiziunilor din Brazilia. Asta nu ne permite să spunem că într-o țară cu peste 210 milioane de oameni există mecanism în care noi să promovăm Republica Moldova, proiectele noastre, exporturile, să aducem turiști, să facem diferite proiecte comune, deoarece există o ușă care la necesitate ar fi posibil de la care se poate bătut. Grigore Vertain. Dinastia Vertain este una din cele mai bogate dinastii din Argentina. Averea lor declarată de Forbes este un buget jumătate de Republicii Moldova. Ei sunt bancheri activi în domeniul agriculturii foarte mari, în domeniul telecomunicațiilor, în domeniul petrolului, în 23 de domenii. Moșul său este fondator al Mercosur. Mercosur este piața comună al comerțului în America Latină. Iar Grigore Vertain este de mai mulți ani președintele Comitetului Național Olimpic din Argentina și Jocurile Olimpice de Tineret care au avut loc recent au fost organizate, prezidate chiar de acest domn. Ultimul om din prezentarea mea de azi, l-am inclus pe domnul Mier Gurfinkel, membru de onoare al Academiei de Știință din Brazilia. Dar de ce l-am inclus anume pe domnul? Pentru că domnul este născut la Edineț. Născut în Moldova, membru de onoare al Academiei de Știință, domnul este în viață, domnul are 101 ani. Din aceleași motive și dumneavoastră tuturor vă urez să vă ocupați cu știința, să obțineți plăcere de la activitatea care o aveți și să trăiți tot mai mult de 100 de ani. Eu vă mulțumesc mult.
Vă mulțumim, domnule Roșca, a fost extrem de interesant, surprinzător, atâtea personalități pe care nu le cunoșteam. Impresionează faptul că dumneavoastră ne-ați prezentat despre fiecare persoană, cred că cu mult mai mult decât ceea ce ați scris în notițele biografice din carte. Vă mulțumim mult de tot. Întrebări către domnul Roșca, vă rugăm. În sala Azurie sau în spațiu virtual, dacă este cineva. Da, da. Da. Vă mulțumim, domnul Roșca. Nimeni nu îndrăznește să pună întrebări sau să comenteze. Vă rugăm să luați loc și trecem la luările de cuvânt. Avem mai multe persoane care au solicitat să participe la discuțiile pe marginile acestei cărți. Oferim prioritate unei doamne, Lucia Argint, Direcția Evaluare în Învățământ Ana Cec, dar știu că dumneavoastră vă place să vă prezentăm în calitate de profesoară, așa că cum doriți, da, specialist, profesoară, vă rugăm. Soară, fiindcă asta îmi place cel mai mult să fac, sunt profesor. Știți, ar fi... Nu știu dacă e conectat microfonul. Cred că mă auziți, așa? Da, eu vă salut pe toți, onorată asistență. Sunt onorată să mă aflu în această sală Azurii deosebită, în ajun de ziua istoricului, apropo, care se sărbătorește mâine. Și această sală Azurii este plină de amintiri și de energie fantastică deosebită. Domn Roșca, nu oricare cetățean al Republicii Moldova care s-a ambiționat să scrie o carte a avut șansa și onoarea să fie acceptat în această sală pentru a-și prezenta produsul. Așa că felicitări. Deci lucrul acesta este foarte onorabil, dar și un indicator de calitate al comunității academice din Republica Moldova care demonstrează flexibilitate, deschidere, viziune și că se modernizează. Deoarece, de rând cu metodele tradiționale care nimeni nu le exclude și tot respectul pentru cercetarea surselor inedite și edite, prin intermediul mai multor metode, lucru în arhivă, dar iată că se acceptă, începând cu, probabil și cu această enciclopedie, și un produs bazat pe un alt fel de abordare și un alt fel de metodă de cercetare. Venind încoace, mă gândeam despre ce să vorbesc, fiindcă doar ați văzut, Denis, câte personalități a prezentat și cât sunt de valoroase fiecare și toate aceste personalități introduse într-o enciclopedie merită un loc aparte, fiecare este inedită și deosebită în felul său. Nu despre asta am vrut să vă zic. N-am să spun că sunt mândră că a apărut încă o carte care demonstrează că nasc și la Moldova oameni. Am spus altceva. Am spus că voi pune niște accente. Ziua istoricului care se va sărbători mâine mi-a adus aminte despre faptul că istoria demonstrează că cele mai neobișnuite descoperiri în știință adesea se fac întâmplător și nu totdeauna de către personalități care sunt profesioniste, ci de curioși, de ambițioși, de persoane care sunt pasionate de ceea ce fac. Lucru care o demonstrează un economist, de fapt, că a realizat o lucrare care tradițional o face un istoric. Lucru care bucură foarte mult. Și doi, că această lucrare strânește mai multe întrebări decât constatări, de fapt. Prima întrebare este, oare cine este mai patriot? Cel care iese cu drapele și standarde în stradă sau cel care și-a educat în așa fel copilul, nepotul și strănepotul, cel care a fost prezentat aici ca un om deosebit cu niște realizări fantastice, nu se rușinează să spună că bunelul sau străbunelul lui este din Basarabia sau din Republica Moldova. Și nu face legătură cu pierderea sau furtul miliardului sau că Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa.
ci are niște amintiri deosebite legate de obârșia, de rădăcinile și de amintirile care probabil că erau foarte mult accentuate în această familie. Altă întrebare care mi-a părut așa. Oare dacă în acest spațiu s-ar fi creat niște condiții pentru oamenii aceștia, cum s-ar fi dezvoltat acest teritoriu, această țară, dacă la timpul necesar, iată, potențialul acestor oameni era să fie valorificat? Unde era să ajungem noi? Deci cartea aceasta demonstrează că, de fapt, omul sfințește locul și că nu depinde etnia, limba, felul în care spui sărut mâna mama, da? Ci depinde foarte mult ce lași în locul tău, în urma ta. Deci este o carte care trezește să te gândești ce faci tu cu cei de lângă tine. Dacă faci pentru tine, e una, dar când lași ceva și pentru ceilalți, înseamnă că ești salvat. Deci devii automat un fel de cetățean universal. Să știți că cartea aceasta, eu tare mi-aș dori ca pedagog în cazul acesta să o văd nu doar ca un element al ambasadelor din lume, ca o supliment la cartea de vizită a Republicii Moldova. Eu aș vrea să o văd în fiecare bibliotecă școlară, deoarece este un mijloc și un instrument fantastic acum de a educa tânăra generație care suferă de criza unor modele credibile autohtone. Deci noi avem un deficit mare de lideri trăind într-o societate paternalistă. Noi nu avem exemple de succese veritabile, credibile, care să nu dezamăgească. Și atât această carte este plină de astfel de exemple a unor oameni reali cu succese nu inventate, ci obținute prin străduință, prin efort și caracter. Este foarte greu să știți că este foarte greu acum copiii secolului 21 să-i motivezi să facă ceva, generația TikTok, care stă cu nasul în gadgeturi, să creadă că el are posibilități și capacități să obțină mai multe, chiar dacă este născut, într-o țară, hai să zicem așa, mai puțin înzestrată cu resurse naturale. În schimb, noi avem cea mai importantă resursă, resursa omului. Deci noi avem oameni frumoși și talentați care trebuie să-i valorificăm aici, acasă, sau, dacă i-am pierdut în spațiu și în timp, să încercăm să stabilim niște poduri. Și astăzi, ascultându-l pe Denis Roșca, îmi închipuiam cât de important ar fi fost dacă sala aceasta era să fie plină de reprezentanții Guvernului Republicii Moldova, ca dânșii să-și facă notițe de niște schițe de proiecte de perspectivă. Eu cred că lucrul acesta s-ar fi primit. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, n-am să vorbesc mult, fiindcă istoricii vorbesc foarte mult și nu vreau să obosesc, dar sunt mândră pentru faptul că asemenea lucrare a obținut deschidere. Mersi foarte mult. Și dorim autorului și celor care au contribuit la apariția acestei cărți, sănătate, pace, la mai mult și la mai mare. Și încercați să faceți mai multe exemplare, nu doar pentru ambasade, nu pentru suvenire, ci pentru utilizarea lor aici, acasă, pentru tânăra generație. Și dacă e posibil, să o mai traduceți și în alte limbi. Mersi foarte mult! Vă mulțumim mult, doamna Argint! Îl invităm la microfon pe domnul Vadim Moldovan. Vă rugăm! Dacă am înțeles corect, ați venit special din Statele Unite ca să participați la prezentarea cărții. Представлю. Здравствуйте. А в Молдове всегда неофициально было три неофициальных языка. Был, конечно, молдавский наш родной, был русский и идиш. У меня как бы выбор между этими тремя языками. Вы знаете, я на русском буду, хорошо? Нормально? Хорошо. Тогда у меня вот в эти короткие минуты я постараюсь вложить три темы. Три. Первая тема, значит, это хочется представиться. Вторая тема – это немножко, чуть-чуть в эти короткие минуты порассуждать относительно
ну, еврейство в Молдове, скажем так, да? А в-третьих, по-моему, о планах наших общих рассказать, что-то такое. Значит, во-первых, я, в общем-то, сейчас у меня самая главная моя черта – это то, что я являюсь сейчас одним из персонажей господина Рожки. Вот у него такой маленький цирк, такой вот, 100 человек, я один из них. И мы как бы через это и познакомились, он связался со мной, я был в Кишиневе. И я, кстати, поскольку ваше выступление было в основном относительно замечательных качеств господина Рожки, я не могу не отметить его отрицательные качества. Нет, я шучу, конечно. Он действительно за этот год нашего общения, даже меньше, по-моему, стал и соратником, и сотрудником, и сопереживателем. Я его очень ценю. Он действительно необычная фигура. Он хороший человек, на самом деле. Вот это вот очень главное. Вот. И энергичный, и творческий, и амбассадор. Немножко как бы он еврей в этом смысле. Вот. И, кстати, я от лица наших организаций многочисленных хочу как бы дать ему звание почетного еврея Молдовы. Можно? Можно, да? Да? Голосуем. Да. Ну, евреи голосуют только, давайте, пожалуйста. Вот. Я очень действительно ценю наши отношения. А вкратце, что, собственно, я тут делаю? Ну, это вопрос у меня всегда и везде, но в данной ситуации я уехал отсюда отроком в 77-м году с толпой евреев, которые, как извините за выражение, крысы с тонущего корабля, ломанули из всех союзных республик тогда в Израиль, в Австралию, в Канаду и в Америку, конечно, как будто предчувствуя конец. Ну, знаете, есть чуйка, конечно, у этого народа. А вообще корни у меня фамилия Молдаван, в честь моего прапрапрапрабабушки назвали страну, понимаете сами, да? И, кстати, знаете, почему страна называется Молдова? Ну, ладно, об этом потом. И у меня отец Молдаван из Маловатого. Не отец, а дед родился в Маловатом, был очень известным венерологом Молдовы, ведущим венерологом Молдовы сначала, ну, он где-то, не знаю, 90-го года рождения, практиковал буквально с 18-го года. В 18-м году он еще успел послужить в русской армии чуть-чуть. И потом он учился, до этого он учился в Италии, в Швейцарии. Кстати, дедушка, вот. В Италии и Швейцарии со своим братом Иосифом. Иосиф стал ведущим гинекологом города Кишинева. Мой дядя Ихиль Молдаван стал ведущим венерологом города Кишинева. И мои представления о половых органах человеческих сформировались на базе таких великолепных немецких учебников, где органы были обычно так в сочетании с сифилисом и что-то такое. Но это так, это отдельная тема. Вот. Я очень, как бы, для меня эти корни очень важны. Фамилия Молдаван, потому что в конце века, ну, как бы заставляли, по-моему, не только евреев, но, по-моему, всех брать какие-то фамилии. И евреев очень часто это либо были топонимические фамилии, как у меня, Молдаван, Каушенский, Тираспольский, Кишиневский, я знал такого, либо по жанру профессии. Вот там замечательная фамилия мелькнула. Гробокопатель. Ну, вот вообще, я бы вообще хорошо. Гробокопатель Молдаван через черточку вообще было бы замечательно. Вот. Ну, я здесь вырос в советской среде, в советско-молдавской среде. Понимаешь, конечно, преимущество этой среды потом уже, годы спустя, это было чистое, действительно чистое такая, ну, сейчас, конечно, кажется чистое. Ну, я думаю, насыщенная жизнь в контексте совершенно удивительной страны, которой тогда Советский Союз давал очень много. Молдова, как и Грузия, были баловнями Советского Союза, здесь уровень был гораздо выше. И евреи, надо сказать, несмотря на жалобы моего неудачного инженера отца, процветали. Совершенно верно, во всех областях. Вот там старший брат моего отца был ведущим журналистом, редактором, режиссером первого фильма со студии «Молдова фильм». Это Ман Кодр, его фамилия была Семен Молдаван. Выдающаяся личность, я считаю. Вот. Его жена Дмитриева была первой настоящей молдавской журналисткой. Память феноменальная. Встречалась тут со всеми от Тита до
Сартра и так далее. Потому что они ездили тогда в Москву каким-то образом, вот эти все страны южно-центрально-европейские, почему-то ездили через Кишинев, она встречалась. Вот. Ее судьба, конечно, была очень интересная. Она умерла буквально 3 года назад в Нью-Йорке. Вот. Очень много рассказывала, всех знала, помнила все имена, всех и все интриги знала, всю грязь на всех знала. Великолепная совершенно была журналистка. А я здесь вырос и в 77 году со всеми как бы толпой уехал в Штаты. Там я закончил свое высшее образование. Мыкался я там, водил такси очень много лет. Я думаю, что это был процесс, на самом деле, узнавания страны. У меня где-то 10 лет заняло как бы немножко более-менее адаптироваться к Штатам. 10 лет разочароваться. Следующие 10 лет. И следующие 10 лет пытаться оттуда вырваться. И вот сейчас, вот уже по прохождении 40 с чем-то лет, я гражданин Молдовы с декабря прошлого года. Я намереваюсь здесь проводить как можно больше времени, думаю, 9 месяцев в году, потому что мне надо все-таки... Окей, я сейчас профессор, не ассистент профессор, не ассоциат, полный профессор в social work в City University в Нью-Йорк. У меня там вся карьера была в Штатах, мое высшее образование, докторат и мастерат, все это оттуда. И где-то 20 лет назад я вдруг понял, скучно, в Штатах, не мое, это земля, колбасы, допустим, много, машина более-менее есть, я могу куда-то в отпуск ездил, там, в Испании и так. Потом в 2000 году я как-то довольно случайно оказался здесь после 23-летнего отсутствия и как-то вот так ударило. Хотя 2000 год был самым жутким годом в истории страны, мне кажется. Я уже тогда интересовался психиатрией, у меня уже тогда еще не было доктората, но я работал в области психиатрии в Штатах. Я пошел, ездил, получил гранты делать черчитари по всей стране несколько лет в области психиатрии. И ужасающе совершенно было зрелище, если действительно состояние душевнобольных является как-то вот показателем состояния общества. Это было что-то жуткое совершенно. И город был темный, без электричества, перевороченные какие-то улицы. Люди очень, очень плохо жили, рождаемость вообще упала чуть ли не до нуля. Но вот за эти 20 лет, я должен сказать, 20 с чем-то лет лучше, конечно, страна стала сильнее, красивее, моложе. Вот. И эти 20 лет, что я делал? Я сначала примирялся, как я пытался адаптироваться тогда к Штатам, 10 лет меня занял. Я думаю, первые 10 лет возвращения в Молдову, это был процесс возвращения. Я сначала возвращался на неделю в год, потом на месяц в год. Потом получил какие-то гранты уже, я смог на полгода, потом я год здесь был. Вот. Но сейчас, в общем-то, уже можно, в принципе, здесь все время находиться. Что мы, вот, все, да? Что мы успели за это время сделать здесь? Мы успели здесь, в первую очередь, я думаю, основать мастерат при Улиме по подготовке социальных экспертов, чего и вам желаю. Это уникальная программа в стране, она основана на базе в social work, в Штатах эквивалентов social work здесь не было. До того, что мы основали программу при Улиме, ей уже 8 лет, 120-130 уже выпускников есть, тут у нас студентка и коллега моя сидит, Мариана. Потому что в Молдове есть понятие lucru social, ассистент, сначала, но это все не до международного уровня, это не до уровня западной профессиональности в этой области. Вот. Она основана. Выпускники нашей программы уже основали несколько агентств, которые очень активно, я считаю, конструктивно и удачно, успешно практикуют во многих областях. В частности, там одна директор очень успешного версии вакационно-реабилитационный центр Вакационно-реабилитационный центр Молдова по вакационной реабилитации душевнобольных. Уже ему лет 5-6, я не помню. Проект Касамари, это основная наша организация, там директор, да. Геочел Карбуна, это очень довольно успешный проект по превращению села в историко-культурно-туристический центр. Экология, там очень много строительство сейчас, там очень много планов, очень много работы. Полсела уже социальные эксперты, почти я не знаю, в общем, они к нам
ну, человек 10 у нас были в нашей программе выпускниками. А Национальный институт, если вам интересно, по Пентру История, культура, археология в Молдове. Ну, это так, это пока как бы, ну, у нас есть уже многое, но он еще вот единственный, который не зарегистрирован. Ну, и другие организации. А, наши планы. Наши планы многочисленные. Ну, естественно, укрепить, вот это называется воеводатул карбуний, зона историка, культурала, щитуристика, щекологика, укрепить ее как место для фестиваля или конференции. Кстати, у нас там будет очень большой национальный фестиваль. Четвертый фестиваль, который мы в Карбуне делаем, Таур де Карбуна фестиваль занимает, делает. Потом одна из наших организаций, Panopticon Studio, занимается киноискусством. У нас уже где-то около 6 фильмов. Сейчас у нас переговоры с этими, как их? С Медиакор, хотим вместе с ними сотрудничать, увидим. Вакационно-революционный центр Молдовы развивается, отпочковывается еще в одной организации, но увидим это еще позже. Геочел Карбуна продолжается работа с сельскими жителями для того, чтобы им помочь, на самом деле, экономически, через социальное предпринимательство. Но об этом гораздо больше могли бы мои коллеги рассказать, но мы не будем им давать слово. Но, ну, еще планы, я не хочу сейчас... Кстати, в Карбуне приглашаем, если кому-то интересно, официально приглашение, это довольно узкий круг, где-то 12 будет представителей по одному из стран прилегающих, включая Украину и Россию. Конференция называется International Social Work Conference for Peace. Единственное такое событие сейчас в мире. Почему-то, ну, вот война существует, да, вот сейчас прямо у нас рядом. Ну, давайте соберемся вместе, посидим, выпьем, обсудим это дело. В Карбуне мы хотим сделать организацию, приглашать такие, уже пригласили, уже едут. Ну, не все, надо еще работать, это в конце июля. Например, ну, мы хотим, чтобы там в одном из наших домиков, у нас там много довольно есть мест, где они могут остановиться, чтобы в одной комнате, если не в одной кровати, да, представители из Украины и России, да, в другой кровати Азербайджан и Армения, в третьей Киргизия и Таджикистан. Представляете, все, это мир на весь мир. Это действительно, ну, может быть, не конкретно в такой форме, но это событие произойдет 27-го, 28-го, по-моему, начинается в Карбуне. И идея такая, чтобы действительно вот это вот Peace Conference, чтобы ее сделать в селе, в сельской местности, которая дышит спокойствием, вечностью. Ну, вообще, это, кстати, интересно, что село – это отдельная история. Ладно, не будем об этом. А, вот. Ну и последнее, что я хочу сказать, до того, что я все-таки хотя бы минуту скажу о вот еврействе и Молдове. А, я немножко изменил структуру. А, мы, значит, недавно господин Рожко выступал у нас на одном из наших проектов, который открыл наш студент на мастерате по подготовке социальных экспертов Виктор Избаш. А его проект «Открыть канал» называется «Dr. Strangelove». Канал, в который он приводит людей для интервью, причем хорошее интервью, не так, как там на телевидении, да, а на минут 45 с интересными, содержательными людьми, которые, вот, может быть, не так сильно в политике, мы не хотим политики, которые постоянно какое-то клише говорят, которые вообще ни о чем не говорят, а интересных людей, истинно интересных людей, причем не обязательно из выдающихся людей, можно из села, можно и доярку, родику, почему меня, собственно. А, но в данной ситуации, до того, что мы пригласили доярку, родику, мы пригласили к нам на интервью все-таки Дениса Рожко. И это был один из наших совместных проектов, очень интересный, кстати. Он, если он доклады делает интересно, то он еще более интересен в диалоге. Его растормошить надо только. Вот, о политике говорили, о еврействе говорили. И что мы решили с ним вместе? Что мы решили в Карбуне, поскольку в Карбуне во время войны, в самом Карбуне, рядом в селе Злоц, который находится где-то еще в 6, где-то 10 километрах, были массовые расстрелы евреев. Ну, массовые расстрелы евреев были по всей Молдове, кстати, между нами девушками говоря, с, как это село называется по дороге в Ушкауц?
маловатым тоже. Я потом уже понял, что мой что брат моего дедушки там, видимо, был забит камнями. Неважно, это 41 год. Но были конкретные села в Молдове, в которых известны случаи массовых убийств. Кто делал массовые убийства, это отдельная тема. В основном румыны. Бывали случаи погрязнее. В маловатом документы говорят о том, что молдаван, идущих с поля в июле 41 года, останавливали румынские офицеры, говорили, вот вам камень, палка, значит, идите сейчас из подвала в Примирии, выпустят евреев, их надо, значит. Бывали такие случаи тоже. Короче, мы решили с Денисом Рожкой открыть в Карбуне, в сельской местности, все город немножко себе изжил, сами понимаете, а в Карбуне открыть музей еврейского Холокоста. Мы не хотим артефактов, мы не хотим какие-то там оковы, какие-то там тряпки. Слушайте, есть музей Холокоста Молдавского в подвале, по-моему, в подвале. Кедем тоже есть, да? Но кроме того, этот музей очень, очень интересный, я считаю, хорошая экспозиция в Центральном музее, в Национальном, да, музее есть. В Калараше тоже есть, да? Это чему? Они... Там уже есть что-то, да? Зал. Ну, мы хотим что-то такое же сделать, причем сделать это такое интерактивное, сделать что-то такое, для того, чтобы человек опустился в это сознание, в это состояние. Не надо какие-то артефакты, вот именно, может быть, какие-то панно, может быть, какое-то такое что-то, аудио, видео, что-то такое. Вот. И я думаю, что эту работу мы начнем буквально скоро. Мы как раз мы такое совпадение, сегодня мы в Карбуне приобрели здание для этого. Так что это очень важный наш проект. И я еще раз, последний раз скажу, отдать должное Рожке, что он нам все-таки дал определенный энергетический заряд, направил нас несколько раз на очень интересный проект, и с ним очень приятно работать. Кстати, еще раз, еще один из его персонажей, некий Борис Крутонок, о котором он сегодня не говорил, но который снялся в 60 американских фильмах, эпизодический актер, скажем, не звезда. Ну ничего, так он в 60 фильмах все-таки снялся, худо-бедно. И он профессиональный актер. И он приезжал сюда с подачи Дениса, мы его вызвали, уговорили, он приехал, выступал. А его Денис брал на всякие события, в Медиакор, кстати, он разговаривал с кинематографистами, давал интервью, ему все это очень нравилось, внимание. Но самое важное, мы с ним фильм еще сняли при этом. Он здесь был 4 дня, и мы еще смотрели с ним фильм. Этот фильм в обработке, он будет называться «The Road to Rashkov», да? «Путь на Рашков», который, естественно, в Молдове очень важный центр не только еврейства, но и еврейской культуры, еврейской религии. И вообще это наш проект. «The Road to Rashkov» – это проект наш, отдельный еврейский. Мы хотим… О, и здесь я плавно в заключение скажу относительно роли еврейства в Молдове. Вот смотрите, да, евреи вот… Молдавские, сарабские евреи, вот сколько они впитали из молдавской культуры, из молдавской среды, взяли и унесли это туда, в Америку, и там они становятся миллиардерами, там они становятся всякими руководителями. Что за хамство такое? Ведь, в принципе, это движение должно быть обоюдное. И я считаю, что надо замутить, и я думаю, что Денис будет совсем не против, потому что, в принципе, мы это и делаем, это еще не осознали. Мишкари, вот такое движение евреев обратно на историческую родину. Потому что историческая родина евреев, извините меня, не Израиль, а Бессарабия, Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика. Какой Израиль? Их там не было 2000 лет, уже успокойтесь, ради бога. А тут они все выросли, они вообще впитали в себя эту культуру. Для бессарабского еврея, ну не знаю, я просто себя нашел во второй раз, родился во второй раз в 2000 году, когда вернулся сюда. Я не осознавал, но сейчас я это знаю абсолютно. Для бессарабских евреев возвращение на историческую родину необходимо, потому что это симбиоз, потому что евреи процветают вот на почве такой благодатной, как Молдова, где народ не только, здесь даже не дело в гостеприимности, но народ склонен к симбиозу, народ вот склонен к тому, чтобы сливаться с другими какими-то национальностями, при этом всегда сохранять свою самобытность. Вот это удивительное качество, в общем-то, молдавского народа, да?
сохранять себя, несмотря на многонациональность. Это же вообще гений. Вот. И евреи все-таки должны понять, что они как бы должны этой земле, и это их земля, и историческая родина здесь, и могилы их родителей и праотцов здесь находятся, а не в Израиле. Но это надо такой тектонический сдвиг. И, вот. Ну, в общем-то, я думаю, что это все, что я хотел сказать. Еще раз, кстати, благодарю вас. Что тут происходит вообще? Кто? Великолепно. Trebuie să continuăm, că de altfel nu mai terminăm. Ну, что в Каргуне у нас в конце июля международная конференция мира. У нас большой очень фестиваль в августе. А что касается музея Холокоста, то это, наверное... Deci, eu îi ofer acum cuvântul domnului președinte și după asta continuăm. Stimați colegi, onorată asistență, nu, în primul rând vreau să vă atrag atenția că la faptul că această lansare de carte este un eveniment reușit. Și nu numai prin prezentarea acestui volum impresionant cu biografii foarte multe persoane, deci personalități care au s-au evidențiat departe de hotarele Basarabiei. Și iată, am atras atenția cu doamna și președinte nume de familie, așa cum a fost Robert Badinter. Ne-am amintit de directorul Institutului Elire, Efim Badinter. Dar de ce ne-am amintit? Fiindcă seamănă foarte mult. Iată, ne uitam la Robert Badinter și ne-am amintit de Efim Badinter. Adică cine știe, poate într-adevăr au fost, știți, rude, da. Seamănă foarte mult. Apropo, Efim Badinter a fost o personalitate foarte puternică și Institutul Elirii a fost un succes al Republicii Moldova. 80 de patente internaționale, 80 международных патентов институтul acesta. Au vândut Republicii Federative Germania licențe, adică tot ce s-a putut implementat în fosta Uniune Sovietică au implementat, dar cei ce deja considerau că vindeau licențe. Deci a fost Galavnoi, Naučni isledovatelski institut v Sovjetskom Sojuzu po mikroprovodu. Galavnoi, то есть предприятия в разных республиках работали, например, в Тбилиси, я просто был там, работал по микропроводу, который был... То есть они просто создавали, разрабатывали уже приборы конкретные вот по микропроводу, который вот в Кишиневе. Ну, собственно, это была история уже. Но вот doamna Lucia Argent, și numele frumos, și numele de familie frumos Argent, dar gândurile în general de aur, și-a foarte frumos a accentuat unele momente. Într-adevăr, acest pământ s-a evidențiat prin personalități. Eu mi-am amintit în context și de unele personalități care, știți, au strălucit și
și practică, adică au strălucit la nivel internațional, dar pe urmă, la nivel național, noi am uitat de ei. Și Nicolae Donici, unul dintre cei mai mari astrofizicieni din lume, deci unul din fondatorii Uniunii Internaționale Astrofizice. Și mulți alții, desigur. M-a impresionat și luarea de cuvânt a domnului Vadim Moldovan. Во-первых, спасибо вам за то, что вы столько вот проектов проинициировали. Знаете, вот вы очень похожи на вот настоящего ученого, скажу почему. Вот я последние годы переписывался с тремя Нобелевскими лауреатами. Это Хироши Амано из Японии, и Константин Новоселов, он из Великобритании, и Рэнди Шенкман, информацию получил он. То есть чаш птею вспомнить деспрята персоналитет с инчерчетари, который коадеварат. Sunt caracterizați, în primul rând, prin pasiunea lor față de cercetare. Deci cercetarea nu este pentru dânsi o profesie, sau este o pasiune vieții. Și de ce Hiroshi Amano a avut o prelegere de aici, la un an în urmă, și ne-a expus cu lux de mănunte cum în doctorantură, deci nu a soluționat problema care a fost formulată, și adică nu l-au, după aceea s-a finalizat doctorantura, nu i-au spus plece, că nu a reușit. Nu dali возможность продолжить работу. И вот, поскольку человек, как говорится, он работал так с душой, увлеченный, и в конце концов он нашел решение, он стал Нобелевским лауреатом. Вот. Рэнди Шенкман рассказал о своей истории, тоже очень-очень интересно. Но чувствуется, что это вот люди увлеченные, люди, вот, и как вы сегодня рассказывали, я думаю, что вы из этой же плеяды людей, которые действительно вот, работают на благо, хотят что-то сделать очень полезное. Вот, и это очень важно. Вот. Мне кажется, что то, что сделал реализатор домнул Денис Рошка, есть он каз де сукчес. Есть он каз де сукчес, и принципал он скос дин персоналитățile care sunt aici, ele sunt cunoscute în lume, deci, dar acum ele sunt cunoscute aici, la noi, acasă. Și asta totul e foarte important. Ele devin cunoscute la noi acasă. Și chiar prin intermediul, iată, acestor eforturi a domnului Denis Roșca, noi reușim să creăm punți de colaborare cu personalități de rang internațional. Și eu cred că este o șansă, de fapt, pentru Republica Moldova, pentru a ne impune la scară internațională, fiindcă totuși suntem o țară mică, iar prin aceste punți de colaborare am atrage atenția la țara noastră, am încercat să aducem, cum a propus și domnul Moldovan, poate pe unii încercăm să-i aducem la acasă, da, și desigur principalul să inițiem proiecte comune, pentru a contribui la dezvoltarea acestui pietic de pământ, care în virtutea situației create, desigur că este într-o stare destul de dificilă.
Această palmă de pământ, de fapt, aici ar trebui să fie un alt nivel de viață, fiindcă, nu, în primul rând, spunem așa, deci oamenii noștri sunt primitori, se caracterizează, sunt ospitalieri. Oamenii noștri unde nu s-ați duce, dar eu cunosc din domeniul cercetării mulți tineri care au plecat prin anii 90. Ei s-au impus. La început nimereau în laboratoare și păreau modești, dar s-au impus, au devenit în multe cazuri lideri, cercetători cunoscuți. Și revin la ceea ce doamna Argint a spus, că pământul acesta, într-adevăr, este bogat în oameni talentați. A fost și este. Și datoria noastră este să facem ca cel puțin o parte din oameni talentați să lucreze aici, să zidească aici, ca și nivelul de viață aici să fie tot așa cum este în alte locuri unde activează oamenii noștri care au plecat. Eu vreau să vă mulțumesc la toți în numele prezidiului și a colegilor mei pentru participare. Luați de cuvânt excelente. Domnului Denis Roșca să-i dorim în continuare succes și chiar, doamna vicepreședinte, propun să ne gândim cum noi l-am stimulat ca să mai continue această activitate și sper că în viitor să ne mai întâlnim. Dumneavoastră ați vrut să-l felicitați, da? Da, vă rog. Eu vin de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Sunt Igor Arsene, doctor conferențiar universitar. Nu sunt trimis, dar vă transmit salutări călduroase la toți. Și am venit cu această ocazie pentru că foarte mult m-a pasionat această operă de artă. Cred că este și deja înregistrată la AGP. Și încă o dată vreau să accentuez că dacă cunoaștem istoria trecutului, este cu siguranță garantat și un viitor. Vreau să accentuez că și noi, în cadrul Universității de Stat de Educație și Sport, lucrăm asupra elaborării muzeului Universității de Stat de Educație și Sport și eu personal lucrez asupra elaborării așa un material tipa asemănător, cum ar fi Arhivariul Sportului Moldovenesc, unde vom aduna toate personalități care avem. De ce, domnul Roșca, încă o dată demonstrează această carte că știința nu are granițe, nu are granițe și un exemplu perfect ar fi Singapore. Cu 32 de ani în urmă trăiau mai rău ca noi, mai rău ca noi, dar datorită că au investit în oameni, au obținut nivelul de trai care îl au la moment. Deci eu vă felicit cu această ocazie și vă doresc succes mare în continuare. Mulțumesc! Vă mulțumim mult! Da, vă mulțumim! Da, vă rugăm succintă și de la microfon, fiindcă se transmite online și dacă vorbiți din sală și nu de la microfon. Da, dar vă rugăm de la microfon. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Большое спасибо за приглашение. Виолетта, особенно вам. Буквально пару слов хочу сказать о себе. С недавних пор, с 2018 года, я начала писать стихи. Очень много стихотворений о Молдове, потому что я патриот своей страны.
Я в детстве занималась в ансамбле «Спиранса», танцы народные. Мы объездили кучу-кучу стран, Польша, Турция, Ирак. То есть, ну, очень много где были, но вот душа всегда тянула домой. Я знала, что моя родина – это Молдова. И ни на какую другую я ее никогда не променяю. То есть это абсолютное кредо моей жизни, это то, к чему я призываю всех, это... Очень много статей я писала на эту тему, а у меня написана тоже есть книга, которая называется «Истина», и это тоже о том, что, ну, свою родину нельзя променять ни на что. Вот, и что еще хочется сказать, в 2018 году начала писать стихи, в 2019 уже была приглашена в Москву в большой концертный зал на вручение Пушкинской медали за свое творчество. Поэтому я безмерно благодарна всем, кто меня поддерживал на моем таком творческом пути. И, конечно, что еще хочу коротко сказать, что я многодетная мама, у меня 4 детишек, мы в ожидании 5-го ребеночка. Вот, и я, конечно же, в будущем тоже хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы призывать девушек к материнству, к многодетству, не бояться ничего, что это абсолютно не мешает ни карьере, ни творчеству, и это только-только окрыляет, еще больше придает сил, открывается второе дыхание, и очень много еще чего хочется сделать. Вот, и закончу красиво нашу встречу своими двумя стихотворениями. Одно как раз на тему «Вернитесь домой, дорогие», к чему вот вы хотите призывать. Ну вот прочту. Одно из первых, может быть, не сильно гладко, но смысл в нем хороший. Так и называется «Вернитесь домой, дорогие». Вернитесь домой, дорогие, где ждет вас усталая мать, где в детстве резвились босыми, желая друзей обогнать. Вернитесь к своим милым детям, соскучились сильно они, ведь больше всего на свете родители им нужны. Вернитесь в свой старенький дом, наполнив его теплотой, и думайте только о том, как в нем обрести свой покой. Ведь не заменят деньги мира улыбки родимых детей, не станете вы счастливыми вдали от своих семей. Цените родителей старых, других вам уже не видать, целуйте детей своих малых, ведь это и есть благодать. И одно стихотворение про Молдову. У меня их несколько, но это вот уже второй мой сборник стихов. Сейчас готовлю уже третий. Ну вот, про Молдову прочту. И красиво на этом можно будет закончить свое выступление. «Храни, Господь, нашу Молдову. От всяких бед оберегай, мы твоему лишь верим слову, ты только нас не покидай. Одна надежда на тебя, на то, что свет прольется, и наша дивная земля, как раньше, улыбнется. Мы все устали от предательств, корысти, подлости, лжи и прочих грустных обстоятельств. Нам и мир, и радости нужны. Молдова стерпит все невзгоды и снова с верой будет жить. Пусть пролетают наши годы, мы не устанем жизнь любить». Несмотря на то, что наша страна такая маленькая, и столько действительно бед иногда на нее обрушивается, на ее хрупкие плечи, но это абсолютно дивный край, абсолютно райский уголок на всем белом свете. У нас необыкновенные люди, у нас волшебная теплая энергетика. Это замечают абсолютно все, не просто так сюда тянет очень знаменитых людей. И, ну, сами понимаете. Поэтому Молдова – это дивный райский уголок на всей планете. Спасибо за стихи. Очень красивые стихи. Вот. Спасибо, спасибо. Я тоже пишу стихи. Редко, да. Спасибо. Vă mulțumim tuturor pentru participare, pentru cuvintele frumoase, istoriile frumoase care le-ați povestit aici. Și, desigur, mulțumirile și aplauzele noastre domnului Denis Roșca, care le merită din plin. Mersi mult. Da.
Da, mersi. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, domn președinte, pentru deschidere. Pentru mine este o onoare în cadrul cel mai important forum științific din țară să am ocazia să fac prezentarea de carte. Înțeleg că asta este foarte rar. Ne-ați dat un credit de încredere că să mai continui, bineînțeles. Da, în continuare, în încheiere, o totalizare. Eu am înțeles parcursul cercetărilor, că slava Domnului am o experiență de 11 ani, că, de fapt, țara noastră este un motor la tot ce se întâmplă în lume. Practic nu cunosc eveniment important în istorie în care să nu fie prezenți oameni din țara noastră. Asta vorbește despre o capacitate de a ne orienta foarte rapid în teritoriu și în situațiile exacte. Vreau să spun că oamenii despre care îi contactez sau îi găsesc au fost în aceleași condiții ca și noi, au mers pe aceleași drumuri, au învățat în aceleași școli, au trecut perioade destul de complicate, mai ales secolul 20 este plin de războaie, pandemii, deportări. În astfel de condiții, oamenii se formează ca personalitate. Noi trebuie să ne renaștem știința. Asta în Republica Moldova s-a mai întâmplat în anii 70-80, după deportări. La moment, iarăși, a avut o emigrare masivă a populației, dar asta vorbește că noi o să avem șansă să ne renaștem. Și foarte tare cred că aportul nostru comun de a transmite cunoștințele viitoarelor generații ne va permite să facem un fundament destul de puternic pentru viitorul acestei țări. Ținând cont că noi avem o istorie de mii de ani ca popor, noi trebuie să înțelegem că noi avem și o responsabilitate să transmitem țara noastră mult mai bună decât am obținut-o noi de la cei care au avut grijă noi să obținem în astfel țară, în sens să punem și noi un aport, să o modernizăm, să devină mai ajustat la secolul 21 și să contribuim spre bunăstare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că astfel prezentarea să fie un început pentru ceva nou la care toți ne unim în jurul unei idei naționale ca prin comunicare să dezvoltăm Republica Moldova. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule Roșca. O zi bună în continuare tuturor. Un sfârșit de săptămână plăcut, liniștit, sănătate și pace tuturor.